acum noi ne-am finanțat practic integral din donațiile membrilor, donații conform legii și cotizațiile. Cotizația fiind la un nivel absolut modic, 10 lei pe lună. Anumiți membri, mai ales cei din diaspora care lucrează în companii mari, pot să își permită să vină și cu o donație mai mare. Dar noi am cheltuit până acum bani foarte puțin și vrem să păstrăm acest model înainte, tocmai pentru a nu depinde de absolut niciun grup de interese. Suntem prezenți în 15 județe în acest moment, iar modul în care s-a înființat fiecare organizație este foarte de jos în sus, de la firul ierbii, cum se mai spune. Au fost oameni care ne-au cunoscut, ne-au plăcut, oameni care ne-au cunoscut din activitatea în societatea civilă și care și-au asumat construcția unui grup la nivel local. Grup care face diverse lucruri, de la monitorizarea activităților consiliilor locale, propuneri legislative locale, inițiative cetățenești locale, vom avea câteva în acest ciclu electoral și așa mai departe. Deci e un proces, noi spunem, sănătos și pe termen lung.